Membrii Corpului Experților Contabili și contabililor autorizați din Suceava au organizat o acțiune dedicată copiilor. Cei mici s-au întâlnit cu Moș Crăciun, care le-a oferit cadouri și dulciuri. Primii care au primit cadouri au fost copiii membrilor CECAR. Un moment plăcut și emoționant a fost oferit de copiii din centrul de plasament Sfântul Gheorghe din orașul Dolhasca și pentru aceștia CECAR Suceava a pregătit cadouri. Nici cei mici nu s-au lăsat mai prejos, oferind un moment de iarnă care a adus ropote de aplauze. La final, copiii au avut parte de o mega petrecere oferită de una dintre cele mai bune animatoare, Natasha.